Salut, bine v-am găsit, vă invit să urmăriți în continuare review-ul video al smartphone-ului Huawei pe 8 Lite, un gadget accesibil, atractiv atât în ceea ce privește specificațiile cât și design-ul. Este un smartphone mid-range care are un aspect plăcut, este foarte subțire, măsoară numai 7,7 mm în grosime, este doar SIM, are un ecran de 5.5 cu rezoluție HD 1280x720 pixeli, densitatea pixeli pe linci este foarte bună, de 294. Avem de-a face cu sistemul de operare Android 5.0.2 Lollipop. Procesorul este un puternic octa-core fabricat de Huawei, HiSilicon Kirin 620. Soluția grafică este Mali 450 MP4, așa că vă puteți bucura de cele mai noi titluri din magazinul Google Play. Voi intra în câteva jocuri cât de curând, însă mai întâi de toate vă voi spune și că bateria are capacitatea de 2200 mAh, nu poate fi scoasă, ceea ce nu este neapărat un minus, și că difuzoarele acestui smartphone sunt deosebit de puternice. Veți auzi imediat. Voi lansa Angry Birds și veți auzi cât de tare se aude muzica din joc. Smartphone-ul are 2 GB de memorie RAM și 16 GB de memorie internă, care pot fi, evident, extinși cu ajutorul unui card microSD până la 128 giga. În acest caz este folosit SIM-ul 2, dacă se dorește să se folosească un card microSD, este ocupat SIM-ul 2 de cardul microSD. Avem de-a face cu o cameră frontală pentru selfie-ul de 5 megapixeli. Iată cât de tare se aude. Trebuie să dau mai încet ca să mă înțelegeți. În ceea ce privește durata de viață a bateriei, este mai mult decât mulțumitoare din punctul meu de vedere. Până la 2 zile în condiții de utilizare medie și o zi sau aproape o zi în condiții de utilizare intensă. Utilizare intensă înseamnă în cazul meu foarte multe mail-uri trimise într-o zi și navigare pe internet cel puțin 2-3 ori. Haideți să deschid și un joc ceva mai pretențios, Nova 3. Între timp vă voi arăta partea din spate a acestui smartphone. Avem o cameră foarte inteligent așezată în partea dreaptă, fără să ocupe foarte mult spațiu în relief, iată. Avem sigla Huawei pe spate, jos avem difuzoarele și mufa pentru cablu micro USB. Pe partea dreaptă a aparatului găsim cele două sloturi pentru caracterele SIM. După cum spuneam, SIM-ul 2 este folosit, poate fi folosit și pentru a găzdui carduri microSD cu capacitate de până la 128 GB. Haideți să vedeți și cât de rapid încarcă un nivel din Nova 3. Jocurile funcționează fluent, mai bine spus rulează fluent, datorită combinații fericite dintre soluția grafică Mali 450 și procesorul HiSilicon Kirin. Bineînțeles că puteți să deschideți mai multe aplicații și să le uitați deschise și că nu veți observa foarte mari probleme în rularea telefonului datorită celor 2 GB de memorie RAM. În concluzie, Huawei pe 8 Lite este un smartphone atractiv, o variantă ieftină la Huawei pe 8. Este un smartphone care are un ecran reușit, o cameră foto care realizează fotografii de calitate foarte bună și selfie-urile sunt destul de ok. Are câteva funcții de înfrumusețare care cu siguranță vă vor atrage atenția.
Aplicațiile preinstalate sunt numeroase. Iată câteva. Avem mai multe teme. Bineînțeles că nu putea lipsi Voice Search. Avem și câteva jocuri demo de la Gameloft. În ceea ce privește temele, putem alege dintre patru teme preinstalate. Aplicarea unei teme se face rapid. Iată. În concluzie, Huawei P8 Lite este un device atractiv, cu un design plăcut, care își merită banii. Aștept părerile voastre despre acest review și vă invit să recomandați și alte gadgeturi Huawei pentru teste.